Suntem în situația în care, începând cu septembrie 2009, am semnat și am debutat în implementarea acestui proiect. Iar astăzi începem să prezentăm în fața dumneavoastră rezultatele acestui proiect, care se apropie de final și să anunțăm în același timp tranziția pe care produsele acestui proiect o vor face înspre cetățenii orașului, înspre factorii interesați de rezultatele acestui proiect. Cetățenii, oameni de afaceri, instituții publice și private, dar nu în ultimul rând colegii din primărie, care prin o parte din facilitățile acestui proiect își vor putea îmbunătăți performanțele și eficiența locului în relația cu publicul. În același timp, la finalul acestei prezentări, colegii din primărie obiectivul principal al proiectului a fost acela de îmbunătățire a relațiilor dintre cetățean și administrația Primăriei Municipiului Alba Iulia prin implementarea unui sistem software integrat care să asigure o comunicare mult mai bună între cetățeni și funcționari și o eficientizare a acestei comunicări electronică a tuturor documentelor, atât a celor care intră prin intermediul registraturii în instituție, cât și a celor emise de către funcționarii instituției. Obiectivele specifice au fost de implementarea unor aplicații, de implementarea unor fluxuri de lucru, precum și de îmbunătățirea comunicării generale și a colaborării dintre primărie și contribuabil și, desigur, integrarea acestor componente atât între ele, cu componentele noi, cât și cu componentele deja existente și funcționale în cadrul primăriei. Documentul respectiv este deja eliberat de către instituție, el va putea fi regăsit în cadrul fondului creat persoanei respective. Mina vom finaliza, de fapt suntem în faza finală. Primăria va fi deschisă 7 zile din 7 zile, 24 din 24 de ore. Se va putea comunica cu cetățenii. Ați înțeles că deocamdată, și asta este adevărat, putem lucra numai pe anumite zone. Pentru că sunt legi. Se spunea și de ceea ce înseamnă autorizația de construcție, documentație de urbanism, care încă trebuie predate, deci trebuie discutat și lucrat pe hârtie. Ce facem noi și ce am făcut? Suntem pregătiți ca în momentul în care toate lucrurile vor putea să fie făcute electronic, să le putem primi, să le putem procesa electronic. Toți cei din primărie care trebuie să lucreze pe aceste portaluri, toți au fost pregătiți. Pot să vă spun că suntem printre puținele primării din țară care implementează e-administrație. Deci eu cred că la sfârșit vom avea o e-administrație ok și încă o dată repet, cu toate că poate pentru mulți o să li se pară că totul este numai o vorbă, lucrurile au fost făcute pentru cetățeni și v-am explicat, pentru ei este mult mai facil, greutatea a fost aici în primărie. Noi am depășit-o. Sunt sigur că și cetățenii vor depăși lucrul ăsta și vor apela cu drag. Eu cred că, nu cred, sigur vom ajunge la lucruri cât de cât normale și în relația cu cetățenii, dar în special în primărie lucrurile vor fi altfel în ceea ce privește gestiunea treburilor curente ale primării, ale orașului.